Procurorii DNA au anunțat joi că a reținut trei bărbați, unul dintre ei administrator al unor societăți comerciale, în sarcina cărora s-a reținut comiterea infracțiunilor de șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și loviri și alte violențe. Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie 2021-februarie 2022, în contextul unui presupus litigiu comercial, unul dintre inculpați ar fi exercitat acțiuni de amenințare cu acte de violență la adresa unui om de afaceri, a soției acestuia, dar și a angajaților societății pe care martorul o administra, pentru ca acesta din urmă să renunțe la o parte din profitul obținut ca urmare a executării unor lucrări în cadrul unui contract, mai transmit procurorii. Deși nu era parte în contractul respectiv, în sprijinul acțiunilor sale inculpatul ar fi invocat faptul că el ar fi fost cel care i-a dat lucrarea martorului. Ca urmare a acestor amenințări, victima a fost nevoită să renunțe în favoarea unei societăți controlate de inculpat la suma totală de 1.672.295 lei, dar și la restul de lucrări pe care le mai avea de executat în cadrul contractului respectiv. Omul de afaceri a fost bătut și răpit de aceștia la finalul lunii februarie. La data de 28 februarie 2022, ceilalți doi inculpați, la instigarea primului, l-ar fi lovit pe omul de afaceri de mai multe ori în zona capului, după care toți trei l-ar fi transportat pe acesta cu autoturismul la o locație, unde l-ar fi obligat să accepte rezilierea unui contract de închiriere pe care omul de afaceri l-avea încheiat cu o fundație. Prin aceste acțiuni, inculpatul ar fi dorit ca una dintre firmele pe care le controla să preia mai departe acel contract de închiriere. Prin rezilierea acestui contract, omul de afaceri ar fi suferit un prejudiciu în valoare de 3.262.969 lei. GSP Rovideo prins cu amanta, sportivul și-a călcat soția cu mașina. Momentul când a lovit-o. Plaite ro profeția șocantă de la Muntele Athos despre Rusia, Ucraina, nu. Trebuie să fie război, căci nu. Observator News, ro sfârșit cumplit pentru un bărbat din Bihor. Istvan a fost asasinat la comanda soției, care s-a îndrăgostit de verișoara lui. Horoscop 15 aprilie 2022. Capricornii trebuie să țină cont de sensibilitățile celor apropiați, să nu le ignore cu intenție. Știrile Pro TV, ro ce vrea să facă Putin după ce statele din Europa au anunțat vor să renunțe la gazele rusești. Orange Sport, ro moment tensionat la semnarea acordului dintre România și Rusia la Kremlin. Oficial român, amenințat, Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă. Publicitate Ioana Puiu, trucuri și secrete legate de editare și Instagram.